Mai avem o persoană care sper că va apărea public în timp apropiat, care astăzi, domnul Gonța, îți va prezint cei mai tare lege în istoria Republicii Moldova. Lege cu privire la ce? Știți cum se va numi? Care e cel mai la modă cuvânt am în ultimii ani în domeniul justiției, deci sunt de reforme justiției? Care era cel mai des folosit cuvânt în emisiunile dumneavoastră, în țară, între procurori, judecători, juriști? Procedura de? Privetting. Maladies, domnul Gonța. Apiată, acest domn, cu un grup de specialiști astăzi, lucrează la legea post-vetting. Opa. E cam același lucru ca legea lustrației, numai că știi cum nu, oamenii, dacă s-au deprins, ne-am cu privetting în atâția ani, mai ales pasul, apiată pe dânsi și pe toți așteaptă un post-vetting. Și nu contează, cei care au spălat bani pe reformele justiției, acei care au furat oamenii cu schemele de la gaz, acei care astăzi distrug ultimele speranțe a oamenilor și avem câteva sute de mii de oameni plecați de peste hotare, cei care acum astăzi cumva îți gândesc să distrugă niște afaceri și să mai pui mâna pe niște active, cei care vor să vândă cale ferată, pentru cei care astăzi vor să ne lese deja fără întreprinderea de stat portul fluvial Ungeni. Asta pe dâns și pe ei, pe toți, inclusiv așa din Strășeni, privet, eu după voia să vin cu violul, doamne. Ia că ei se ștept șicарний пост ветер,